O să aleg pe Loredana ca semn al prețuirii vocii ei. Ca semn al prețuirii a tot ce a făcut ea în acest spectacol. Mulțumim, Horia. Cu 3 la 1 voturi, Marcel merge mai departe în marea finală, iar noi ne luăm rămas bun de la Loredana. Loredana este omul care a venit cu mult curaj pe scena X Factor, deși nicio altă persoană din domeniul muzicii de profil nu ar fi avut curajul să facă asta. Loredana a zis da, vreau să încerc și altceva și vreau să demonstrez că pot. Vedem exact ce s-a întâmplat cu Loredana de când ne-am cunoscut și până acum în câteva momente. Până atunci, Marcel, ești liber, ai o săptămână la dispoziție să pregătești marea finală. Vă mulțumesc tuturor. Marcel a scăpat de două dueluri la care, desigur, cei de acasă l-au trimis și votul celor de acasă va conta cu siguranță și în marea finală. Ne luăm rămas bun de la Loredana. Horia este cu noi. Noi vă arătăm câteva imagini de când ne-am cunoscut cu Loredana și până acum. Am spus acum ori niciodată. Este prima audiție și vreau să fiu plăcută. Bine. Ai o voce de aur. Mulțumesc! Felicitări! Mult succes! Dintr-o dată toți s-au ridicat în picioare. Nu mi-a venit să cred, am zis că, Doamne, ce mi se întâmplă, e adevărat că s-au ridicat toți, așa, mi s-a muiat picioarele. Este Loredana și în clipa de față trăiește noua aventură, galele finale de la X Factor. Am simțit un pic de frică. Spuneam în minte, Loredana, că trebuie să reușești. Pare rău, nici o secundă, pentru că de aici vreau să rămân pe un drum frumos. Așa se spun poveștile la X Factor în sezonul 6, cu lacrimi, nu de deznădejde, ci poate un pic de ciudă. O a prins o zi nu cea mai favorabilă, dar a muncit și a tras cu dinții. Crede-mă pe cuvânt, ce ai demonstrat acum se va vedea în 6 luni, în 12 luni sau poate în 2 ani, dar se va vedea cu siguranță. Tu vei rămâne mereu Loredana lui Brânciu de la X Factor. Noi ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumim că a stat